Mai multe școli din Târgu Jiu au pregătit momente artistice pentru a marca ziua de astăzi. Activitățile sunt diverse, începând cu dansuri, muzică populară, muzică ușoară și un moment artistic, o recitare, realizată de cel mai mic, cel mai tânăr elev al școlii de la clasa pregătitoare. Este vorba despre Albert. La doar 6 ani a făcut o adevărată pasiune din poezie, obținând premiul special la un concurs de profil. Pentru ziua sa a recitat Meșterul Manole. O să faci astăzi pe scenă? O să recit Meșterul Manole. Ne poți recita și nouă puțin? Da. Ia. Pe Argeș în jos, pe un mal frumos, negru vădă trece cu tovarăș 10, 9 meșteri mari, calfe și zidari. Și Manole 10, care și întrece, merg cu toți pe cale, să aleagă în vale, loc de mănăstire și de pomenire, mănăstire înaltă, cum n-a mai fost altă. Meșterii grăbea, ziduri ridica, dar orice lucra, noaptea se surpa. Copiii s-au pregătit de zile întregi pentru a atrage toate privirile astăzi. O să faci astăzi de ziua ta aici? O să cânt. Ce să cânti? Hei, hei! Te-ai pregătit mult pentru piesă? Da. Îți place să cânti? Da. Printre pitici l-am întâlnit și pe Sebastian. Cântă la vioară de 3 ani și astăzi i-a încântat pe cei prezenți cu talentul său. Și tu pe scenă? Da. Da? De cât timp cânti la vioară? De 3 ani. Și îți place? Da. Asta o să faci și pe scenă? Da. Mergi la concursuri? Da. Ce mai faci astăzi în ziua ta? Merg la țară, la bunici. Cum te cheamă? Capris Rostin Sebastian. Și câți ani ai? 11 ani. Ne faci și nouă o demonstrație mică? Da. În foișorul din Parcul Central au fost spectacole de muzică ușoară, populară, desene pe asfalt și jocuri tematice.